Bună tuturor și bun venit la un nou live! Astăzi vom vorbi despre frenuri, un subiect foarte discutat, care are parte de o reputație controversată. Poate fi considerată de anumite cadre medicale un mit sau o necesitate. Hai să vedem cum stau lucrurile, să vorbim în primul rând despre fren, cât și despre alte tulburări de miofuncționalitate, așa cum se numesc, și să înțelegem când reprezintă și când nu reprezintă acest fren o problemă. Așa cum v-am obișnuit, puteți pune comentarii la postarea noastră și voi răspunde la întrebări ulterior. Întâi să vorbim despre ce înseamnă tulburările de miofuncționalitate în general. Păi să ne gândim așa, noi avem mușchi și avem oase și oasele sunt ținute în articulație de către mușchi. Osul, într-adevăr, este mai puternic decât mușchiul, însă mușchiul, folosind o presiune constantă, poate deforma osul. Așa că funcționarea corectă a unui mușchi influențează evoluția în timp a osului respectiv. Tulburările de miofuncționalitate presupun tulburări de funcționare a mușchilor. În live-ul de astăzi ne vom referi în special la acele tulburări care apar la nivelul guriței bebelușului, pentru că ne interesează foarte mult ele influențând alăptarea, în primul rând, și hrănirea bebelușului în general. Din categoria tulburărilor de funcționalitate avem frenurile, despre care o să vorbim astăzi mai pe larg, ce înseamnă fren restrictiv și ce nu este fren restrictiv, oalatul înalt și retrocnația de mandibulă, adică acea poziționare a mandibulei ceva mai în spate. Ne interesează pentru că aceste structuri de la nivelul guriței influențează nu doar felul în care mănâncă bebelușul, ci mai încolo felul în care va procesa mâncarea solidă, respectiv felul în care va vorbi, felul în care va dormi, felul în care se vor dezvolta la nivel osos structurile din punct de vedere stomatologic. Probabil ați văzut că există situații în care bărbia fiind mai în spate face ca mușcătura dinților să fie inegală și avem o grămadă de adulți care au aparate dentare, nu-i așa? Ei bine, toate aceste lucruri ne dau semnale încă din bebelușie. Încă de atunci putem observa că ceva este în neregulă și putem interveni. Este o formă de medicină preventivă. Hai să corectăm de acum ca să ne fie mult mai ușor mai încolo. Pentru că una e să corectezi din punctul acesta în punctul acesta și alta e de aici până aici, da? Ai mai mult de lucru atunci când devine deja o problemă. Și aici să vorbim în primul și în primul rând despre fren, pentru că el este subiectul zilei noastre, și să înțelegem ce este. O să vă rog să faceți un exercițiu de imaginație și să vă gândiți că mâna mea este de fapt limba. Da? Aici este limba, aici vine gâtul și aici avem practic gingia. Frenul este legătura între limbă și planșeul muscular de sub limbă. Absolut toți avem fren. Da? Nu există persoane care au și care nu au fren. Frenul este un țesut conjunctiv, adică un țesut de legătură. Nu e mușchi, nu e tendon, nu e nimic. E ca un fel de material care este între limbă și planșeul muscular. Un fren nerestrictiv, adică normal, este situat cât mai în spatele limbuței, da? Ca să permită jumătății din fața limbuței să se miște liber, și este cât mai subțirel, ca să permită și jumătății din spate să se miște liber. În momentul în care frenul este mai în față, afectează funcționarea limbii. Poate ajunge inclusiv până în vârful limbii. Și atunci avem o problemă că limba nu reușește să-și facă funcția, fie că vorbim de mâncat, de vorbit, de toate lucrurile pe care le îndeplinește. Dacă frenul este situat în spate, însă este foarte, foarte gros, atunci jumătatea din spatea limbuței nu-și mai poate face funcția. Și în felul acesta sunt încadrate frenurile în fren anterior, adică în jumătatea din fața limbuței, respectiv fren posterior în jumătatea din spate limbuței. În momentul în care frenul acesta pune anumite probleme, atunci evaluăm dacă este sau nu restrictiv. În ce sens? Dacă afectează sau nu funcția limbii. Să ne gândim că limba este cel mai mare mușchi din gură. Și atunci, ca să-și facă bine funcția, caută să compenseze și să se lege de structurile din jur.
Și atunci, prima structură pe care o găsește liberă este mandibula, că spuneam, frenul leagă practic limba de planșeul muscular de dedesubt, da? Care este inserat pe mandibulă. Și atunci, dacă limba noastră este ținută, cum ar veni, da? Atunci ea vrea să spară mai lungă și trage mandibula mai în spate. Și zice, ia uite ce lungă sunt, când de fapt ea nu este așa de lungă, numai că mandibula s-a dus mult în spate. Ne interesează acest aspect, că putem spune așa și are bărbița mai în spate și gata. Păi da, la momentul în care avem mandibula în spate, atunci avem tendința să dormim cu gura deschisă. Gura este făcută să mănânci, nu este făcută să respiri pe gură. Respiri pe nas. În momentul în care respiri pe gură, care, lucru care se întâmplă firesc atunci când dormim cu gura deschisă, sunt afectate toate structurile din sfera orelei și uite așa putem duce la apariția unor probleme pe termen lung cu polipii, amigdalele și toate structurile din gură. La fel, prezența aerului în guriță modificând pH-ul din guriță și predispune în acest fel la apariția cariilor. Deci ne interesează felul în care doarme bebelușul nostru, pentru că acest lucru îi poate afecta calitatea vieții mai încolo și poate afecta și calitatea somnului. În momentul în care dormi cu gura deschisă, atunci respirația este afectată și în felul acesta nu se oxigenează suficient de bine creierul și atunci nu ai un somn foarte odihnitor. Deci e posibil să vedem că bebelușul nostru s-a trezit și are cearcă, nici pare mărit de parcă n-ar fi dormit deloc. Da? Sau copilul mai încolo, când este mai mare și e greu să se concentreze la grădiniță, la școală, la activități, el pare că este obosit tot timpul, deși a dormit. Da? Revenind la frenul nostru, despre care voiam să vorbim inițial. Aceasta e limbuța, cum spuneam. Deasupra limbuței ce avem? Cerul gurii. În momentul în care noi avem o restricție la nivelul limbii, se face un spațiu între limbă și cerul gurii. Limba nu mai ajunge pe cerul gurii, care este rugos și în felul acesta nu se mai curăță, ci încep să apară depunerile pe limbuță. Mai mult decât atât, cerul gurii, dacă nu este stimulat de prezența limbii, are tendința să se tragă, da? Să se tragă pur și simplu în sus și se formează așa ca un fel de gropiță. Dacă băgăm degetul în gura bebelușului, simțim că se duce așa foarte mult în sus, ca o gropiță sau ca un șanț. De ce ne interesează? Că am putea spune, ok, o să fie un mare cântăresc de operă, o să aibă acolo capacitatea de a avea tonuri extraordinare, nu ne afectează niciun fel. Ba, ne afectează, pentru că deasupra gurii noi avem nasul și în momentul în care se înalță acest palat, reduce spațiul de respirat. Și când reduce spațiul de respirat, iar ajungem în același cerc vicios în care copilul are tendința să doarmă cu gura deschisă și să nu respire pe nas și tot așa. Deci ne interesează această legătură între structurile de la nivelul gurii, care până la urmă influențează calitatea vieții. De ce spunem că a devenit o modă sau de ce auzim că a devenit o modă frenul acesta? De fapt, el nu este o modă, el este de când lumea, în evul mediu, moașa avea o unghie mai lungă și ascuțită la degetul mic, pe care o folosea la naștere, dacă vedea că bebelușul are, cum îi se spunea pe vremuri, ață sub limbă, da? Sau limbă scurtă, limbă legată, îi secționa repede frenul și gata, s-a terminat problema. În maternități, mai ales în perioada copilăriei noastre, foarte des când se observa că era o problemă cu alăptarea, întâi se secționa frenul și după aia vedeau dacă mai există problema respectivă, dacă persistă problemele. Nu îi se spunea fren, îi se spunea ață, îi se spunea limbă legată, îi se spunea limbă scurtă, îi se spunea altfel. De altfel, bunicile noastre, în momentul în care mergem și vorbim cu ele, ne pot spune, când văd bebelușul, și i-ai tăiat ața? Ce ață? Uite, ața de sub limbă, pentru că se făcea acest lucru și la țară, chiar dacă nu făcea medicul, făcea o moașă, o doamnă în sat care tăia cu ciobul. Toată lumea știa că nu mănâncă bine copilul, te duci și îl taie sub limbă. Exista acest concept încă dinainte. Acum s-au mai modernizat tehnicile, nu mai este nevoie să folosim ciobul sau alte lucruri ca să tăiem copilașul sub limbă și să știți că nu se taie niciodată mușchiul limbii, ci acum se folosesc diverse tehnici, bisturiu, foarfecă sau chiar laser. Sunt tehnici minim invazive care produc leziuni extrem de mică și pur și simplu eliberează acea restricție. Să nu vă gândiți acum că se lungește limba sau că se taie vreo porțiune din limbă, niciun caz. Se secționează doar acel țesut de legătură și după aceea se va forma un alt țesut de legătură, însă ne interesează ca acela care se formează să fie mult mai ok decât ceea ce a fost înainte.
frenul acesta are nevoie, după intervenție, deci după această frenectomie, da, are nevoie de exerciții pentru a recâștiga funcția limbii, în primul și în primul rând. De ce? Limba are tendința să stea cocoșată atunci când avem de a face cu un fren restrictiv. Și atunci avem nevoie de exerciții ca să relaxăm musculatura. După ce o relaxăm, vedem că își recapătă încet încet funcția. Când este momentul optim să intervenim? Cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Idealul este din maternitate. Dacă nu putem în maternitate, cât mai devreme, pentru că avem o recuperare foarte bună cu cât vârsta este mai mică. Însă niciodată nu e prea târziu. Oricând ai ocazia să intervii și să scapi limba de o restricție, o să vezi îmbunătățiri. Sunt cu atât mai mari îmbunătățirile cu cât vârsta copilului este mai mică și nu au apucat să se implementeze anumite obiceiuri care să aibă nevoie de o perioadă mai mare de a se elimina practic din funcționalitatea de zi cu zi. În momentul în care avem această restricție la nivelul gurii, spuneam că ne afectează nu doar partea de alăptare, ci și partea de alimentație în general. Vorbim de diversificare, vorbim de gestionarea alimentelor solide. De asta vă spuneam că are tendința să fie considerată o modă pur și simplu că, de fapt, am ajuns să-l diagnosticăm mai devreme. A început să se pună mai mult accent pe alăptare. Și atunci ne dăm seama că este o problemă la nivelul guriței bebelușului încă de când este foarte mic. Un bebeluș cu un fren restrictiv va răni mama, îi va produce acele ragade. Nu este singura cauză de apariția ragadelor, însă e una din cele mai frecvente. Și atunci mama spune, vreau să-mi alăptez bebelușul, însă mi-e groază că de fiecare dată când îl pun la sân, văd că mă doare, văd că mă rănește și nu pot face asta la nesfârșit. Și de asta multe mămici atunci descoperă că există o restricție la nivelul gurii. Să nu considerați că intervenția este făcută pentru a salva alăptarea. În niciun caz. Intervenția este făcută atunci când frenul este restrictiv și afectează funcționalitatea limbii. Alăptarea vine ca un fel de bonus. Da? Bonus, câștigăm și alăptarea. Ia uite ce frumos. Pentru că după o intervenție corect realizată, dispar în totalitate rănile mamei. Și atunci o mamă care alăptează fără dureri poate alăpta liniștită o perioadă mai mare de timp. Mai este un motiv pentru care ne interesează acest lucru. Vedem că bebelușul, în momentul în care mănâncă, fie că vorbim de sân, fie că vorbim de biberon, scapă lapte, țoncăne, se neacă. Vedem că înghite aer, îl auzim cum înghite aer. Și auzim replica, bebelușul meu este lacom, bebelușul meu se grăbește foarte tare și ăsta e motivul pentru care se neacă la sân. De fapt, un copil care se neacă la sân nu se neacă pentru că este lacom, ci se neacă pentru că este greu să gestioneze mâncarea pe care o are în guriță și este greu să înghită. Așa că în această etapă este bine să facem o evaluare și să ne dăm seama dacă are sau nu o restricție la nivelul guriței. Intervenția pe frenuleț este efectiv inutilă dacă nu facem acele exerciții de reabilitare orală după. Sunt foarte importante, monitorizarea de după este extrem de importantă pentru că asigură o funcționare optimă a limbii după această intervenție. Așa cum spuneam, de cele mai multe ori atunci când nu vorbim de alăptare, observăm că există anumite disfuncții în momentul diversificării și avem acei copii care se neacă foarte ușor cu alimentele solide și ajung să le gestioneze foarte târziu. Pentru că atunci când mâncăm solide, limba noastră face o mișcare de infinit, plimbă mâncarea dintr-o parte în alta. Când ai o restricție la nivelul ei, ai tendința să înghiți pe nemestecate și spunem, ia uite cum mănâncă fix ca pelicanul, înghite pe nemestecate, nu știe să mestece. De fapt, e greu să mestece. Are nevoie de timp să învețe să mestece. Mai încolo, când ajungem la partea de vorbire, vedem că sunt probleme de pronunție, pentru că, având această restricție la nivelul limbii, sunt anumite sunete pe care fizic nu are cum să le pronunțe. Cum spuneam, aceasta e limbuța, nu? În momentul în care ai frenul până aproape de vârful limbii, nu reușești să ridici limba suficient cât să pronunți anumite litere. Și de cele mai multe ori se pune presiune pe copilul respectiv, deși nu are absolut nicio vină. Să știți că sunt foarte mulți copii care ajung să-și taie frenul din dorința lor undeva în adolescență, pentru că spun că îi deranjează foarte tare că ceilalți copii râd de ei că nu pot să pronunțe corect. Da? E greu de înțeles
cum este perceput pentru un copil acest bullying emoțional. Uite, tu nu poți să faci ceva și de ce vorbești ca un bebeluș? Este bine să avem în calcul toate aceste lucruri în momentul în care luăm o decizie. Cum spuneam inițial, nu toate frenurile sunt restrictive, nu toate frenurile au nevoie de intervenție. Apelați la un specialist ca să puteți vedea dacă în cazul dumneavoastră frenul este sau nu restrictiv. Acum vom răspunde întrebărilor. Bun. Maria ne întreabă: palatul înalt și bărbia retrasă se pot retrage de la sine? Dacă nu, ce se poate face? Ce complicații pot apărea mai târziu? Palatul înalt și bărbia retrasă nu se pot retrage de la sine. Acum să facem diferența între acea bărbie un pic retrasă a nou-născutului, care este specific, au fățuca aceea ca de extraterestri, cu bărbiță mică, ochișori mari, sunt superbi, sunt minunați, de-aia te și îndrăgostește ei. Când avem bărbița puțin retrasă, însă buzele sunt relativ egale, partea aceea este evoluția normală, da, a unui nou născut și nu avem probleme pe termen lung, este evoluția firească. Dacă avem bărbia retrasă și buza de jos este acoperită de buza de sus, atunci deja avem o problemă. Cu cât este mai acoperită, cu atât problema este mai mare. În situația aceasta nu trece de la sine. Se pot face atât pentru palatul înalt cât și pentru mandibula retrognată exerciții. Partea bună este că în primii 3 ani noi putem modela cu degetele atât cerugurii cât și poziția mandibulei, pentru că lucrăm cu mușchi și lucrând mușchii le modificăm funcția astfel încât să reușim să eliminăm din acele tensiuni care sunt acolo. În momentul în care facem exercițiile și vedem că nu avem nicio îmbunătățire, luăm în calcul acest fren restrictiv, intervenim pe el și apoi continuăm partea de exerciții. Mai încolo, dacă vorbim de un copil peste 3 ani, acolo deja se intervine cu aparate dentare care sunt pentru a corecta atât poziția palatului înalt cât și poziția mandibulei. Simona ne întreabă. Ne spune că a făcut intervenția bebelușului Matei și alăptarea a fost foarte ușoară. Felicitări, mulțumim mult pentru comentariul tău. Într-adevăr, după intervenție putem avea surprize foarte plăcute în ceea ce privește alăptarea, pentru că de cele mai multe ori frenul este cel care reprezintă problema atunci când avem un copil care nu ia bine în greutate. Și se spune mamei dă-i lapte praf că o să se rezolve și o să ia în greutate și asta e, o lași baltă cu alăptarea că nu ți-a ieșit. Limbuța este aceeași, fie că vorbim de lapte praf, fie că vorbim de lapte mater, nu se schimbă limba în funcție de ce lapte mănâncă bebelușul. Când avem o problemă de creștere în greutate, prima dată este bine să identificăm cauza, nu să tratăm efectul. Întâi vedem de ce n-a crescut bine copilul în greutate și dacă este cazul să intervenim pe acel fren, intervenim, îl ajutăm cu partea de reabilitare orală și se va rezolva de la sine și partea de recuperare în greutate. Să știți că au fost bebeluși care au avut creșteri impresionante în greutate după ce au scăpat efectiv de aceste tensiuni, pentru că nu știau cum să gestioneze mâncarea înainte, au avut nevoie de o perioadă de adaptare și ulterior au reușit să recupereze toată greutatea pe care nu reușiseră să o câștige până atunci. Dacă nu mai aveți întrebări, atunci vă mulțumesc foarte mult pentru prezența voastră astăzi și ne vedem săptămâna viitoare.